Calvarul apostolatului său, care a începuse la Sibiu în 1922, avea să se sfârșească tot acolo, după 15 ani, la începutul anului 1938. Toate luptele și izbânzile strălucite și dureroase, presărate de-a lungul acestor chinuiți și glorioși ani ai săi și ai lucrării oastei Domnului, sunt descrise pe larg atât în primele două volume din istoria oastei Domnului, cât și în cartea vieții sale, Profetul vremurilor noastre. Ceea ce totuși trebuie să amintim în această scurtă însemnare a vieții și operei sale, este să încrestăm, pentru cunoașterea și păstrarea veacurilor viitoare, jertfa îngropată de acest profet al lui Hristos și al nostru, împreună cu jertfa lui Hristos, la temelia noii noastre evanghelizări. Fiindcă nu trebuie să se uite niciodată când un râu ajunge fluviu, că el a început undeva cu un izvoraș și că izvorașului acestuia i s-au cerut lupte și jertfe nebănui de mari până ce a spart stânca și scoarța pentru a-și face loc să poată țâșni și apoi până a-și face o albie ca să poată curge drept și împrospătător, înviind și înverzind pustietățile prin care va curge și pentru care îl rânduise Dumnezeu. 15 ani. Ce timp relativ scurt sunt acești puțini ani. Cei mai mulți dintre oamenii lumii acesteia nu realizează aproape nimic în ei. Dar acest modest apostol al lui Hristos, care a început înainte cu 25 de ani ca un necunoscut preot într-un sat necăjit din cea mai săracă regiune a țării, ce operă uriașă a realizat. În acești 15 ani, luptând întâi cu munții de ignoranță și de prejudecăți, apoi cu munții de ură și de prigoniri, a reușit să tipărească și să răspândească un număr de 6 publicații săptămânale, gazete religioase pentru popor în număr de aproape 20 de milioane de exemplare, un număr de 42 titluri de cărți și 12 calendare carte, în câte 1 până la 5 ediții și într-un număr de 1.032.000 de exemplare. Cine cunoaște cu câte sacrificii se tipărea și se cumpăra atunci o carte, își poate da seama ce jertfă și ce muncă s-a cerut, nu numai pentru a fi scrise, dar și tipărite și răspândite un astfel de uriaș număr de cărți și foi în popor. În acei ani, bântuiți de atâtea crize economice, financiare și politice, numai puterea lui Dumnezeu, care era peste profetul său și care își împlinea un plan mântuitor prin el pentru poporul și biserica aceasta, a putut face să reușească o lucrare atât de uriașă, cu niște mijloace atât de slabe, cu niște piedici atât de mari, în niște vremuri atât de grele, într-un teren atât de înțelenit și într-un timp atât de scurt. Urmarea a fost că în cei 15 ani nu era un colțișor din țară în care să nu fie o grupare a oastei Domnului, o adunare de suflete noi, înflăcărate și vii pentru Hristos. Aceștia aduceau acolo trăirea nouă și evanghelică a primilor creștini. Începeau iarăși să se încreștinească datinile și obiceiurile care până atunci fuseseră atât de păgânești. Botezurile, onomasticile, nunțile, înmormântările și celelalte slujbe religioase care erau copleșite de alcool, de beții și de vorbe porcoase, de practici păgânești și idolești, au început să se încreștinească. Scoțând păcatul din viața lor, ostașii Domnului au căutat să scoată orice urme ale păcatului și din obiceiurile lor, din slujbele lor, din datinile lor, așa cum cerea cuvântul și voia lui Dumnezeu. Astfel, acest fel nou și luminos începe să pătrundă peste tot. Felul duhovnicesc și creștinesc al ostașilor de a petrece la privegherea celor morți se întinde peste tot. Până și de prin satele vecine vin oameni și cheamă lângă morților pe frații ostași cu programul lor evlavios, în locul felului păgânesc dinainte. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, răspândindu-se tot mai mult de lucrarea începută de Dumnezeu în țara noastră prin acest nou Ioan Gură de Aur al Bisericii, face o înnoire evanghelică a tuturor obiceiurilor și practicilor, înnoire pe care nimeni până la el n-a mai putut să o facă, deși mulți au dorit-o. În afară de asta, oastea Domnului valorifică frumos și din plin toată bogăția învățăturilor dreptei noastre credințe, cinstind prin trăire numele și memoria marilor noștri înaintași, care ne-au lăsat atât aceste învățături, cât și pilda vieților sfinte. Toată lumina asupra acestor comori veșnice ne-a venit de la Duhul Sfânt, prin acest apostol și profet al său, care a fost părintele nostru sufletesc. El este ca și Avraam, părintele unui întreg neam sfânt. Urmările judecăților nedrepte care i s-au făcut, cât trăia, s-au răzbunat și se răzbună și asupra celor ce l-au judecat. Iar lui, Dumnezeu îi va face dreptate din ce în ce mai strălucită, dând o creștere și o întindere tot mai mare lucrării făcute prin el.
Astfel, oastea Domnului crește nu numai în număr, în roade și în profunzime duhovnicească, ci se și întinerește și se întărește atât prin numărul membrilor ei, cât și a lucrărilor sale tot mai puternice și vii. Peste 80% dintre participanții la adunările ei sunt tineri între 15 și 25 de ani. O foarte mare parte din aceștia sunt elevi, studenți și tineri intelectuali, inteligenți și harnici, înzestrați cu multe daruri și talente ale Duhului Sfânt, care lucrează cu mult spor și râvnă pentru Domnul. Astfel se precizează tot mai limpede împlinirea marelui scop pe care l-a avut de la început înțelepciunea și bunătatea Domnului cu această lucrare, mântuirea neamului nostru și renașterea evanghelică a bisericii noastre. Hotărât lucru, dacă Dumnezeu a vrut să facă această lucrare pentru acest scop, voia Lui se va împlini cu siguranță. Timpul necesar pentru aceasta nu contează. La Dumnezeu 1000 de ani sunt o zi. Tot ce începe El însă va ajunge sigur la un bun sfârșit. Oamenii și Satana, prin împotrivirile lor, pot uneori întârzia împlinirea planurilor lui Dumnezeu și pot chiar zădărnici pentru ei mântuirea dorită de mila Lui. Dar nu vor putea nimici niciodată o lucrare sfântă, căreia El i-a încredințat o solie, i-a hotărât un scop și i-a rânduit un destin. Solia divină încredințată oastei Domnului este clară: renașterea bisericii noastre și mântuirea neamului nostru. Deci, încă o dată, dacă renașterea evanghelică a bisericii noastre și mântuirea neamului nostru vor veni vreodată, acestea vor veni sigur numai prin oastea Domnului. Dacă nu vor veni prin ea, atunci nu vor mai veni niciodată. Părintele Iosif Trifa a fost singurul profet trimis de Dumnezeu pentru aceasta. Dacă neamul acesta și biserica aceasta nu-l vor primi, un altul nu le va mai fi dat niciodată. Lucrările lui Dumnezeu sunt unice și adevărate. El nu începe o lucrare pe care apoi să o lase și să reia alta, pentru că El tot ce face, face cu înțelepciune și cu temeinicie veșnică. Deci, oricine va dori vreodată renașterea acestei biserici și mântuirea acestui neam, să se apropie de lucrarea oastei Domnului și să o ajute să facă minunea aceasta cât mai curând. O, dacă de la început cei care ar fi trebuit să vadă ar fi văzut și dacă cei ce au trebuit să o ajute ar fi ajutat-o, ce uriașă transformare s-ar putea vedea astăzi, atât în viața bisericii noastre, cât și a poporului nostru, și prin ele cine știe încă până unde s-ar fi întins și peste alții binefacerile acestea ale lui Dumnezeu.